Nu știu dacă voi auziți pe fundal, dar plouă, că am întredeschis puțin geamul. Astăzi este 10 decembrie, mai este puțină zăpadă pe afară, așa pe la colțuri rămasă, dar plouă. Și plouă ca o ploaie de aia de octombrie, așa. Ce să vă zic? Lumină. Cât e ceas acum? E ora 15:30. De obicei, la ora asta aveam cea mai decentă lumină din timpul zilei, să zic așa. Acum nu am. Deci e întuneric. Stau cu lampa asta deasupra. Văd că mai am o lampă și acolo în spate care îmi bate aiurea. Am sostin puțin. Hei, vreau să vă arăt cum a sosit comanda de la Auchan. Cred că ei colaborează cu o firmă de livrare, un fel de Bringo. Dar bine, nu se aduc chiar în aceeași zi. Au venit în sacoșe, pur și simplu. Aici sunt toate produsele. Mi-am luat pufulețe de ăștia ecologici. Mi-am luat niște biscuiți gerbe, aici sunt chiar pe hol, că până acum au stat la raze. A, uite, mi-am luat... Stai, Max! Mi-am luat și ceva cosmetice. Cred că am găsit cel mai bun preț pentru serul de la Elmi Plant. Așa, asta am făcut efectiv poză ca să vedeți cum vin. Na, ieri am făcut comanda, astăzi au sosit pe la, nu știu, pe la prânz. Se pare super ok. Le-am pus eu aici într-o cutie că le-am lăsat pe hol la razele UVC. Vă arăt în detaliu un pic mai încolo ce mi-am luat produse așa, care sper să nu le mănânc până vi le arăt. E vineri. Ia să văd dacă îmi focalizează. A avut o săptămână. Da, dar a trecut. E vineri seara. Și stăteam acum, am deschis televizorul, ca să mă uit pe YouTube sau pe Netflix. Nu sport, mă uit la știri sau deschid foarte puțin dimineața ca să prind bucățica aia când se dă meteo. Așa deschid eu curierilor cu mască întotdeauna. Și ăsta e un pachet pe care acum 2 minute l-am primit, că încă sunt picături de ploaie pe el. Este un pachet de la cofetăria Armand. Have no idea, dar bănuiesc de la cine ar putea fi. Și sunt aici niște chestii foarte de Crăciun. O să le desfac, dacă tot suntem în epoca unboxing-urilor de Crăciun. Da, de arătat arată destul de crăciunistic așa. Cred că ăsta e un fel de chec. Asta e o brioșă foarte Christmassy. Așa, pe mine mă știți cu dulciurile, că sunt foarte selectivă și... A, uite, asta e, de exemplu, un fel de macaron sub formă de glob. Aici sunt două eclere, asta cred că e un chec. O, da, și asta e o placă de... Cred că oare o fi de sticlă? Nu, cred că e tot de carton. Asta va fi mișto să mai fac poze. Da, deci... Când mi-am început sâmbăta, mulțumesc celor de la cofetărie Arma, nu știu de unde până la unde, dar da. A, ia uite ce mișto e aici. Un decor destul de... nu prea am eu cum să le... Ia să vedem dacă o să dau camera așa, să vă fac poftă. Și nu asta era intenția mea. De fapt, intenția mea era să vă spun și, știți, vă invit la moderație. Da, mă duc că o așteaptă băieții mei la cercetat. Deci vreau să vă spun că după ce am scos plasticul de pe prăjituri, a nimerit fix în capul lui Panda. Iar ea încă nu pleacă, e foarte... Panda, știi, nu e ok să stai sub asta. Ca, e regulă. Ce, ești curioasă cum miroase? Miroase interesant acolo? Da, miroase foarte interesant. Încă o visă de asta.
peste toată lumina naturală pe care reușesc să o captez acum. O să ridic un pic camera, atât, un centimetru, doi. Plouă, în continuare plouă. Sunt 4 grade, bate un vânt, probabil că dacă ploaia asta s-ar transforma în zăpadă, ar fi un fel de, de asta cum se cheamă, furtună de zăpadă, să spun așa. Bun, am reușit să și dorm cu The Magic Rope de la Oana. Am reușit, deci mi l-am instalat în păr undeva pe la 10:30 și am dormit cu el până pe la 5:30 dimineața. Așa, când la fel m-am trezit, pentru că ideea este că dacă la un moment dat mă întorc pe o parte și bucata aia de cordon stă presată pe ureche sau ce, mă deranjează și mă trezesc. Așa că l-am scos și după aia se vede imediat pe ce parte am adormit, da? Pe asta am adormit. Pe asta și pe asta s-a făcut așa. Adică nu i-am lăsat un pic acelui bucleu deja format cum e pe partea asta. Dacă aș mai fi stat un pic vreo 10 minute, un sfert de oră prin casă, dar pe la 5:30 chiar nu simțeam nevoia să stau de huhurez prin casă ca să doar ca să se așeze părul. Așa că în partea asta s-a flecit și aici arată așa. Hai să vă arăt niște lucruri pe care le-am primit zilele acestea. Dar înainte de asta vreau să vă spun că m-am tot uitat pe vlog măsuri, așa, pe toate continentele, ca să spun. Sunt și vlog măsuri unde mă regăsesc, adică sunt lucruri legate de familie, de lucruri un pic mai moderate, pentru că nu neapărat pandemia asta trebuie să ne facă mai moderați, ci practic tot ce s-a întâmplat în ultimii ani și ceea ce vedem în ultimii ani că se întâmplă, cu tot ce ține de mediu, cu tot ce ține de poluare. Tot acest consum exagerat de decorațiuni, de Crăciun, de tot felul de briz-brizuri, hai să o zicem pe aia dreaptă, este inutil. Eu n-am fost niciodată o fană a decorațiunilor de orice fel. Adică decorațiunile își au locul lor până la un anumit nivel, când eu așa am învățat la desen, știi? Faci fundalul, faci peisajul, nu știu, și pe aia vii cu chestii așa mici decorative aici, acolo. Dar când deja decorațiunile ajung să fie, să ocupe așa tot peisajul, din punctul meu de vedere devine și obositor și devine și un pic artificial și pueril. Înțeleg un copil de până la 7-8 ani să-și dorească tot felul de briz-brizuri în pom și așa, dar eu mi-aduc aminte că atâta mi-au plăcut brazii ăștia împodobiți până pe la vreo 90 ani. După aia îmi plăceau, dar nu să îi înfofolesc în... Adică cu atâtea briz-brizuri, să pun prin casă atâtea lucruri, ba chiar mi-aduc aminte când eram studentă și mai aveam colege care acolo în camerele, în chirie pe care le luam modeste, se chinuiau să agațe tot felul de lucruri și așa, era pur și simplu deranjant, pentru că noi și așa aveam puțin spațiu pentru haine, pentru cărți, pentru lucrurile astea, să ne mai punem și ghirlande și globuri și așa. Iar acum când văd câte un vlogmas în care autorul sau autoarea este disperat sau disperată să găsească nu știu ce glob sau nu știu ce steluță ca să pună în vârf, să ia un covor care să asorteze cu pomul, asta mi se pare deplasat. Că suntem într-o epocă în care trebuie în sfârșit, în al 12-lea plus cea, să înțelegem că tot acest consum excesiv de lucruri inutile trebuie să oprească pe undeva. Sigur, îți faci o parte din tot cumul tău de cheltuieli pe care îl faci într-o lună, să zicem, și departajezi acolo un până în 5% procent pe care să-l dedici către aceste în lunile respective, de cum e în decembrie, da? Da, ne luăm ca tot omul acolo să avem în casă o chestiuță, două, și e suficient. Adică eu consider că dacă ți-ai făcut un brăduț care arată decent, nu mai ai nevoie de 7 milioane alte de briz-brizuri prin casă, este pur și simplu, odată, consum de timp, consum de bani, ca să nu mai zic cât adunătură de balast și de plastic și de lucruri care, hai să zicem pe aia dreaptă, nu fac decât să încarce containerele de gunoi apoi, adică nu se întâmplă nimic. Înțeleg să faci asta dacă ești, de exemplu, hai să zic că ești fotograf, ai un job în domeniul designului și trebuie să faci niște aranjamente, niște poze, dar câți din toată populația suntem așa? Sau câți din cei care fac vlog sunt la acest nivel? Hai să fim serioși.
Dar ca să faci așa dintr-o dramă, ce covor să mai pun care să sorteze cu pomul, șervețele care să sorteze cu nasul renului, cu asta, ren din pluș, adică excesiv, excesiv. M-am zis, văd un sens doar dacă ai într-adevăr copii mici și trebuie să le creezi povestea asta până când le spui adevărul că Moș Crăciun nu există. Dar până acolo, nu. Și hai să vă arăt, ce chestii am mai primit, deși o să știți că și eu un pic mă simt aiurea când vlog măsurile acestea, am făcut așa și fac tot felul de unboxing-uri și oarecum încurajez pe undeva chestia asta de uite ce am, uite ce nu. Și de-aia întotdeauna spun acest lucru, eu pe care o să vi-l spun acum, din nou, fac vlogging din 2012, sunt pe listele de PR kit-uri, PR mailing-uri la tot felul de companii, care am ajuns de-a lungul anilor. Unii oameni îmi trimit, unii oameni nu îmi trimit, pentru mine este fix la fel că îmi trimit sau că îmi trimit. Există perioade, cum este să zicem acest final de an, când fiecare brand încearcă, fiecare brand cel puțin din zona de cosmetice, încearcă oarecum să apară în atenția a noastră, celor care facem conținut online, YouTube, nu știu ce. Și mai trimit asemenea lucruri. Asta ca să vă dea vouă așa ca o panoplie, ca să ne facă pe noi, ăștia care suntem influencer, YouTuber, blogger, nu știu ce, ca un fel de a doua, a treia idee, gen dacă îți cauți ceva de Crăciun, gen, să zicem, ai luat acum salariu sau ai luat prima sau ce, ți s-au adunat banii din care vrei și tu să simți Crăciunul ăsta într-un fel, așa, și să zicem că ai acolo un buget de 300, 400, 500 sau doar 100 de lei și vrei să-ți cumperi ceva și atunci începi să te documentezi online. Normal, te uiți pe site-uri, îți analizezi tu nevoile, sau băi, stai puțin, ok, am doar 150 de lei, ce am nevoie cu adevărat? Poate am nevoie de ceva de îmbrăcat? Ok, dar poate am nevoie de un parfum. Dacă am nevoie de ceva de îmbrăcat, hai că caut pe site-uri, mă mai uit la vreo 2-3 blogger și în final aleg. Ei, cam asta, cam din perspectiva asta aș vrea să priviți, să mă priviți și pe mine și pe toți ceilalți care fac conținut în perioada asta și vă arată atâtea lucruri. Nu este un semn nici de mai bun, nici de mai prost că cineva vă arată 7000 de versiuni sau că cineva vă arată doar 5 versiuni. Este fix același lucru, bucurați-vă că există varietate și aveți de unde alege, însă nu mergeți în direcția unui consum exagerat și nu vă simțiți, nu vă creați false inferiorități. Vai, eu anul ăsta nu mi-am luat decât o bluză de training și un ruj. Păi atât ai avut nevoie sau atât ai putut? Care e problema? Ok, uită-te, informează-te că informatul ăsta de pe YouTube în mare parte, adică nu, chiar nu costă. Cel puțin pe canalul meu de YouTube nu costă nimic să vă uitați. Așa, și încă YouTube-ul rămâne o chestie gratuită pentru voi care sunteți consumatori de YouTube, așa că directați-vă și uitați-vă. Dar recunosc că mă mai uit, de exemplu, pe canalele astea din afară și văd câte un exces de ăsta. Am văzut chiar acum recent cineva care și-a făcut ultimele cumpărături de Crăciun de la Boutique Chanel și și-a luat iar 3 fonduri de ten, un ruj, un nu știu ce. E un pic cam mult. Singura chestie este că acea persoană este make-up artist. Ei, când am spus make-up artist, am spus tot. Un make-up artist chiar trebuie să se documenteze că aia e meseria lui, ăla e materialul lui. Și femeia de aia își cumpărase 3 versiuni de fond de ten Chanel, luase și noul fond de ten Sublimaj, din gama Sublimaj, mai luase un fond de ten nu știu ce, pentru că ea, în primul rând, trebuie să le vadă cum sunt, pentru că are clientelă pe așa ceva. Și vine Crăciun, Revelion și uite că în orașul ăsta din America, unde este ea, are clientelă care vine pentru așa ceva. Cum, cu siguranță, există și în România, dar în rest, mi-aș dori să dispară această presiune că trebuie să am nu știu câte fonduri de ten, că trebuie să am nu știu câte parfumuri și așa, o presiune pe care e adevărat. Tot noi, influencerii, am format-o oarecum indirect. Sunt unii ca mine care vă spun din start, băi, nu e ok, eu vi le arăt ca idei pentru că eu activez în domeniul ăsta, am hobby-ul ăsta, dar sunt alții care spun, vai, dar e mișto, dar nu știu ce, că îți faci și tu un capriciu, băi, îți faci un capriciu, dar nu îți faci 20 de capricii. Bun. Uite, de la Parfumo am primit ceva. Despre Parfumo eu am mai scris în acest an și chiar mă bucur că în continuare primesc întrebări despre acest magazin. Parfumo este un business
internațional, are magazin în, online în mai multe țări. Merge pe principiul de discount, discount pentru branduri de lux. Tot ce vinde este absolut original, pentru că deja m-am plictisit de această întrebare pe canalul meu de YouTube. Nu mă interesează ce prezintă alții, nu mă interesează ce se vehiculează. Tot ce prezint eu pe canalul meu de YouTube este adevărat. Când este ceva fals, vă spun. Da. Iar Parfumo a trimis așa o chestie drăguță către bloggerii, youtuberi, influencerii cu care a colaborat în acest an, adică către care a trimis diverse preschituri, o chestie drăguță, scuze, și cu o scrisorică aici. O scrisorică în care spune că vă mulțumim de loialitatea pe care o apreciem foarte mult și de aceea îți trimitem pe Moș Crăciun de la Parfumo, puțin mai devreme decât în Sarea Magică, cu cadourul care dorim să vă mulțumim. În ciuda faptului că anul acesta a adus nu întotdeauna situații simple, ci neașteptate, ne bucurăm că am reușit să demarăm cooperarea cu Coty, distribuitor autorizat de parfumuri pentru cosmetice. Compania deține mărci precum Hugo Boss, Calvin Klein, Chloe, Davidoff și multe altele. Puteți aștepta cu nerăbdare un an următor plin de noutăți interesante și, în fine, la mulți ani și toate cele bune. Iar eu am primit din partea lor, l-am și desfăcut, înainte să vi-l arăt ca să nu facă papoșneală. Este un set de la Escada, din seturile acelea specifice, să vi-l arăt imediat. A fost și un story drăguț pe, pe Instagram. E un parfum, deci Fiori del Sol, miroase destul de mult a pepene galben, a fructe exotice, și arată sticla, nu știu, sper să focalizeze pe ea, asta este setul, parfumul, da, fiind și luminată de slabă, se învârte bietul focul, se întreabă unde... Da, e un parfum fructat, destul de, de tineresc, chiar adolescentin. Am și o loțiune de decor. Va merge extraordinar la vară. Acum, sincer să spun, nu sunt deloc inspirată să fac așa ceva în acest sezon, când simt nevoia de arome lemnoase, de arome cu santal, de alt gen. Uite că scriau ei acolo de Hugo Boss, uite, The Scent, chiar... Asta a fost o idee bună și în setul ăsta era și un, și un pouch. Da, practic pe spatele cutiei. În fine, așa sunt seturile de la Escada. Am mai văzut din această serie parfumurile acestea dedicate de vară. Au și seturi care conțin un parfum, încă ceva și un pouch. Da, drăguți cei de la, Parfumo. Ei încă nu au sistem de afiliere, că mulțumesc pentru asta, au fost mulți dintre voi care după ce am povestit zic, Ana, care e link-ul tău de afiliere? Zic, nu am link de afiliere pentru că ei încă nu și-au activat acest lucru. Și ce vreau să vă spun cu această ocazie, să știți că și sistemul de afiliere îi costă pe comercianți și înseamnă ceva muncă, trebuie să-ți setezi niște părți tehnice, să faci un contract cu platforma de afiliere dacă vrei, dacă vrei să ți-l creezi propriu la fel, trebuie să ți-l faci totul ca lumea, ca să fie din toate punctele de vedere ok. Adică un sistem de afiliere nu se face peste noapte și de asta vreau să înțelegeți un pic și mecanismele din, din zona aceasta. Și la fel să-ți și pregătești, să te pregătești financiar, pentru că chiar dacă, să zicem, vouă vi se pare când auziți că eu iau între 1 și 3% din... vânzările pe care voi efectiv le generați, dar pentru acele 1-3% se mai plătesc niște taxe, oamenii mai trebuie să facă niște separări în contabilitate cu acei bani, practic să-și țină deoparte și nu este totul chiar, chiar atât de simplu. Bun. Eu îmi cer scuze că uneori vin, adică nu îmi cer scuze, vin uneori cu aceste, să zic așa, filoane de realitate din zona de marketing, pentru că aud mereu tot felul de chestii de astea. Brandul nu ne-a dat, brandul nu ne-a făcut. Care brand? Sunt oamenii care lucrează în spate. Oamenii ăia din spate lucrează din banii pe care voi îi dați pe produse. Nu există de undeva, știi, așa, cade de undeva, există un buget așa al brandurilor de cosmetice din care curge așa, știi, și toată lumea așa. Sunt unii care fac practici comerciale mai agresive, sunt branduri care au căpătat o putere mai mare financiară pe piață, ca atare și fac foarte multă publicitate. Vezi celebrul caz al acestui ser
și alu B5 de la La Roche-Posay, care ne-a făcut cap atât și care nu este nici pe departe atât de bun pe cât se comunică, dar pentru că oamenii au avut vânzări foarte bune cu acest brand, o poziționare foarte bună și au permis să facă această campanie și uitați-vă că sunt și produse extraordinar de bune, cum ar fi exemplu de la, cele de la Paula's Choice. Ce exemple să vă mai dau? Și multe altele care nu dispun de atâta buget și nu fac atâta. Dacă stați să mă întrebați, uitați-vă un pic la Sisley Paris. Da? Sisley Paris, care e un brand high-end foarte, dar nici Sensai. Nici, deci ei nu au bugete și nici nu au avut oarecum un pic de ales între a face publicitate extraordinar de multă și de a face foarte puțină sau de a aloca bani. Îi dedică, în schimb, mulți bani în partea de ambalaje, de studiu, de plasare în magazine, pentru că într-un magazin, într-o parfumerie, da, unde vedeți standul acela superb de la Sensai sau de la La Prairie, păi și ăla costă ca să-l întreții și ca să-l faci, nu așa, tac, tac, vine cineva, pune două scânduri și a ieșit standul. Vorbeam tot așa de despachetat cadouri. Anul ăsta m-au contactat cei de la farmaciile Alfega. A fost o surpriză. Este adevărat că și eu i-am tăguit de câteva ori în story-urile mele, pentru că ei sunt singurul lanț de farmacie unde se găsesc produsele Jonzac. Și de asta le-am dat eu, fiind mare iubitoare de produse Jonzac. Și ce mi-au trimis ei aici, am desfăcut deja culetul, m-am uitat prin el. E ceva, o prezentare a un club, probabil un fel de fidelity card. Sincer, eu nu prea m-a interesat problema, pentru că sunt cam sătulă de fidelity carduri și m-am cam lămurit de ele. De fidelity card. Nu e ceva în legătură strictă cu Alfega, că nu știu, habar n-am cum le funcționează oamenilor fidelity card-ul, dar numai eu am și lucrat pe zona asta de programe de fidelitate și am ajuns așa la o oarecare saturație. Și ăsta este, să zic, gift box-ul din partea lor sau un PR kit-ul făcut de ei. E ceva tematic, pentru că sunt două branduri cu care ei vor să iasă mai în față și anume este odată, ce am înțeles că este un brand oarecum al lor propriu, Seva, cu tot felul de suplimente alimentare și apoi Jonzac, din care mi-au trimis o apă micelară și niște mostre, mai multe mostre sunt aici, de, dintr-un ser. Trebuie să și acest colețel. Asta ca idee, deci să știți că și am observat că în perioada asta Alfega are și ceva promoție, tombolă de asta pentru clienți. Dacă cumperi ceva din farmacie de nu știu cât, intri într-o tombolă și am văzut că au premii, mașini, chestii, în fine. Vedeți acolo la fața locului. Să mă uit dacă mai am ceva pe aici pe care vreau să vă arăt, da. E, și o să vă arăt imediat despre ce este vorba, că este un subiect un pic mai delicat. Înainte de subiectul delicat, să spunem așa, sau în introducerea lui, vorbesc despre un subiect nedelicat, și anume am profitat de faptul că mi-am cumpărat la Auchan. V-am și arătat Auchan, a intrat în sistemul de afiliere, deci de acum, dacă vreți să cumpărați de la Auchan online, aveți și linkul meu, dacă doriți să-mi aduceți și mie un mic procent din vânzările pe care voi le faceți. Auchan este un retailer, adică un magazin care vinde de toate, de tip hipermarket, și are de la pastă de dinți și, cum se cheamă, șervețele și stixuri, până la mâncare bio, haine, electrocasnice, jucării, cărți și așa mai departe. Din magazinul lor online puteți comanda, fie să vă duceți să ridicați efectiv din magazin, adică nu din magazin, din parcare chiar. Adică sunt câteva magazine mari din lista Auchan, hipermarketuri nu numai în București, peste tot în țară. Puteți să verificați pe site lista exactă a magazinilor cu drive-in, adică tu îți faci comanda pe site, exact tot ce ai nevoie, și te duci la ora stabilită în parcare și vine cineva la mașină și doar îți dă produsele și ai scăpat. Cu plată online, încă ești liniștit, relaxat. Sau este și varianta cu livrare. Atenție, în schimb, că atunci când faceți comanda când faceți comanda de pe site și vreți să fie cu livrare acasă, prin curier, uitați-vă că nu toate produsele intră la livrare online. Cel mai ușor este ca din meniul din stânga, acolo undeva, vedeți ce e cu livrare prin curier, da? Deci ceea ce se poate livra acasă. Pentru că din ce am remarcat, astea mai perisabile sunt cu drive-in, adică te duci în parcare și aștepți să ți le aducă la mașină. Ceea ce este faza cu drive-in
Este o chestie foarte bună și e foarte veche la Ușan. Mi-am cam minte în Franța și în Italia când mergeam, că în partea cu drive-in mereu stăteau mașini și așteptau să își punească sacoșile. Asta nici nu era Ușan în România. E un serviciu bun pentru că nu mai stai prin magazin, efectiv, să pierzi vremea. Acum, dacă îți place în mod deosebit să o lule prin magazin, go. Dar acum, în perioada asta cu impactul acestui virus, nu e foarte de dorit. Și vreau să vă spun că eu și înainte evitam în anumite perioade să frec buha, cum se spune, prea mult prin magazine, pentru că, ok, COVID e acum, dar a fost mereu. Au fost perioade cu scarlatină, cu virus de alt virus de gripă, de nu știu ce, adică au fost un fel de chestii și, sincer, nu am ținut niciodată în mod deosebit să mă expun la toate lucrurile astea. Eu m-am bucurat foarte mult în momentul când au apărut toate modalitățile astea de livrare acasă și așa și le-am folosit din plin. Iar asta a fost unul dintre produsele din comanda de la Auchan. Chiar a fost și un preț foarte bun, adică a fost 18 lei acest ser de la Emigrant, pe care îl mai văzut prin alte magazine cu vreo 30 și nu că ar fi așa o sumă colosală, dar oricum. Serul este, se cheamă multicolagen, are o formulă de bun simț, chiar dacă nu înșel, printre primele ingrediente este acidul hialuronic. Vai, da, avem o lumină acum, pară, va trebui să aprind lumina artificială. Uite ce s-a schimbat, m-am îngălbenit. Vedeți ce înseamnă lumina? Are aqua glicerin, da, sodium hialuronat imediat, apoi algina, ascorbic acid, ascorbil, palmitat, betain. Are o listă decențică, așa, are pe undeva o tripeptidă, dar are și un parfum pe la mijloc. Iar pe la sfârșit, destul de mulți, ăștia cum se cheamă, iritant, linalool, geraniol, dar în fine, sunt mai pe la sfârșit, hai să zicem că sunt chiar la sfârșit de tot. În rest, e o listuță de ingrediente bune. Ce nu mi-a plăcut ca textură, parcă totuși mi se pare mult prea apos. Și nu simt acel acid hialuronic, adică în produsele cu acid hialuronic de obicei se simte așa că e un pic lipicios. N-am regăsit acel lipicios, adică nu știu, mie ăla îmi dă semn de obicei că acolo este acid hialuronic, poate mă înșel. Oricum, pentru 18, hai, 20 de lei și chiar pentru 30 de lei este un ser super decent. Deci are și niște tripeptide, are și acid hialuronic, al doilea ingredient sau al treilea. Adică este foarte, foarte la început. Aqua glicerin, sodium hialuronat. Deci a treilea ingredient este acidul hialuronic. Mi se pare un ser super decent. Dacă îl mai găsiți... A, era la o reducere. Era la o reducere pe Auchan online. Dacă îl mai găsiți... Și am văzut, apropo, chiar multe produse Elmiplant cu reduceri interesante pe Auchan. Asta așa ce am văzut la prima vedere. Și acum să vă arăt... chestia un pic mai delicată, despre care delicată din punctul de vedere al faptului că eu trebuie să fiu foarte conștientă că mesajul meu poate fi interpretat în 7000 de feluri și aș vrea să fie interpretat corect și echilibrat. Și o să vedeți imediat despre ce este vorba. Bun, este vorba de un press kit primit din partea celor de la My Geisha. L-am pus în punga de la Auchan și nu l-am pus în punga Auchan din motive logistice. El a venit foarte frumos ambalat. L-am pus din perspectiva mirosului. Ei au dat probabil cu parfum și în cutie, cu siguranță că așa fac toate magazinele care vând parfumuri. În schimb, mirosul acestui parfum nu îmi dă o senzație în regulă. Este exact ceea ce am simțit acum vreo 2 ani, când am mirosit prima dată parfumuri My Geisha la un stand la Cosmetics Beauty Hair Show sau la Makeup Fest, nu știu ceva de genul ăsta, au avut ei un stand. Și m-a dus acolo pentru că tot auzisem de ei și eram curioasă să văd ce și cum sunt. Am avut o discuție cu ei pe Facebook, pentru care le mulțumesc. Le mulțumesc că în sfârșit mi-au răspuns, pentru că le-am mai scris și acum 2-3 ani și nu mi-a răspuns nimeni. Atunci le-am scris pe e-mailul oficial pe care l-aveau dat pe site. Și anume am întrebat simplu unde sunt făcute aceste parfumuri și cine este parfumierul, cine este... creatorul sau dacă sunt pur și simplu parfumuri ca astea de supermarket, cum sunt Biu și nu știu ce, asta nu e nevoie să ai un parfum, e o firmă acolo în spate care garantează pentru ele și aia este tot, cum este în cazul lui Biu, na, Sarantis,
astea, toate gen celelalte parfumele care intră la Coty și așa mai departe. N-am primit niciun răspuns, însă anul ăsta oamenii mi-au răspuns, dar tot foarte evaziv. Și anume că ei colaborează cu parfumieri de la Givaudan, dar nu mi-au spus niciun nume, deși am rugat frumos dacă se poate să-mi spună totuși mie un nume cine lucrează, și că fac parfumurile la mai multe fabrici din Dubai. Tot așa, fără niciun nume, fără nicio indicație clară, uite, facem la Gimbolino SRL, care e în Dubai și, uite, poți să găsești informații despre acolo. Nimic. Mi-au spus într-adevăr că urmează să aibă un proiect de colaborare cu un parfumier cunoscut și validat, ceea ce este un semn bun, dar ei sunt deja prezenți pe piața de niște ani, iar în acest moment ei au un sistem de parfumerii care se declară a fi parfumerii de lux. Da. În mod cert, imaginea, adică ceea ce transmit ei, e foarte... foarte elegant, foarte drăguț. Așa a venit cutia. Aici am foarte multe mostre. Și acum miroase. Care... ce... este un miros înnecăcios, deși la prima vedere este plăcut, însă stând cu acest miros, mie îmi vine un gust amar în gură. Ceea ce pentru mine este un semn clar că mi se activează secreția de bilă, care de obicei mi se... mi se declanșează în momentul când ceva nu este ok. Când ceva nu este bun, când ceva e prea toxic. Acum o să spuneți, te călbac înapoi că nu pot să... cred că mi-a prins și becul, îmi dau seama cum se vede, văd că pe cameră se vede de ce. O să spună cineva, ești tu prea sensibilă. Da, sunt sensibilă și mă laud cu asta. Că altfel n-aș avea capacitatea să miros atâtea parfumuri, să fac diferențe și așa. Ideea este în felul următor. Dețin în colecția mea parfumuri, să spun așa, foarte puturoase, ca să am mirosit și purtat chestii de la Tom Ford, am lucruri greoaie de la Guerlain, am, de exemplu, am avut Ambre Eternel. Nu-l duceam pe mine, însă nu aveam această senzație, adică mai exact nu avem senzația de amar și de rău, ci doar mi se părea mult prea masculin pentru mine. Avea o chestie prea masculină. Aici nu e vorba de asta, aici vreau pur și simplu simt ceva în neregulă. Pur și simplu nu pot să-mi dau seama, este o reacție instinctivă pe care o ai când te ferești de ceva care nu îți place cum miroase. La fel, am mirosit nenumărate uduri din diverse mărci de-astea, inclusiv care vin din Esprit de Dubai, parcă. Sunt mărcile pe care le are Flavius de la Nichesent. Ce să mai zic? Am mirosit, să zic, și parfumuri și mă dau, suport să mă dau cu opium, suport să fac... exces de șalimar, ca să spun așa, deci duc parfumuri foarte grele, însă pe acestea nu e problema că nu le duc, e o senzație tehnică, ca să spun așa, care mie îmi sensizează ceva în neregulă. A fost ceva aici din ce am reușit să miros, pentru că pachetul era la mine de vreo 4-5 zile. În prima zi, pentru că încă mirosul care este dat acolo era foarte puternic, mi s-au uscat nările și am avut reacția pe care am avut-o, din păcate, în această toamnă la ambrozie. Deci e clar că mie îmi provoacă o reacție alergică. A fost totuși ceva în acest pachet ce am reușit să desfac, care mi-a plăcut. Sper să ajung repede la el. Pachetul a venit foarte, foarte frumos ambalat. Haideți că o să aprind becul de acum, pentru că o să trecem din lumina albă în lumina galbenă. Da, arată foarte, foarte în regulă, n-am ce să... Au venit cartonașe pentru fiecare, nu comentez partea financiară, dar asta nu este pentru mine tot, am aici tot felul de mostre puse în pliculețe de hârtie. A fost ceva care mi-a plăcut ca miros. Cred că acesta, My Geisha Foreplay, parcă.
Da, acesta e ceva mai în regulă, însă la fel, nu am detectat. Am uitat aici, nu văd nimic să scrie de producție, unde sunt făcute. Nimic, atât scrie My Geisha for Prey 3 ml Adults Only. Hai să vedem dacă pe sticluță e ceva. Acestea sunt sticluțele de tip eșantion. Geisha for Play, Eau de Parfum, nimic. Absolut nimic. Nu știm de cine sunt făcute, nu știm unde sunt făcute, știm dacă există acest brand. Vedem? Da. Asta e tot. Asta miroase decențel. E un generic din seria, zice așa, Top Notes Rose Honey, Patchouli Tobacco, apoi Middle Base Note, Musk Vanilla, Amber, Animal Notes. Dar e din acea serie de parfumuri un pic corpolente, ca să spun așa. Nu are nimic ieșit din comun, adică e, dacă vreți, o variantă, o clonă mediocră a lui Back to Black de la Kilian. Așa l-am perceput, dar nu miroase rău, să ne înțelegem. Nu știu cât costă, dar eu, de exemplu, pe chestia asta, așa cum este ea prezentată în acest moment, pe o sticlă de 50 de mililitri nu aș da mai mult de 150 de lei. Nu știu cât costă, am să mă uit și eu pe site. Adică este un parfum comparabil cu parfumurile generice mainstream, dar din zona low. Adică, ba chiar m-aș duce spre parfumuri din zona Oriflame, Avon, pe acolo. Nu că ar fi rău, nu știu, ambar n-am cât costă. În rest, nu am ce să spun. Am primit și le mulțumesc pentru gestul lor de a-mi trimite tot felul de lucruri. Aici a fost unul care miroase foarte rău. Asta vă zic imediat. Powder. Eu am mai mirosit. Da, de la asta știu că mi s-a făcut. E o senzație de amar care în gură, s-ar putea să fie. Gata, îl închid că nu mai pot. Închid că nu mai pot. Dar, repet, le apreciez gestul și le mulțumesc pentru că au fost drăguți să-mi trimită ceva asupra căruia măcar să mă lămuresc ca miros. Nu pot încă să desfac toate alea, o să le iau pe rând. Am zis că eventual să văd, poate găsesc vreun ajutor printre prietenii mei foarte pasionați de parfumuri, cărora să le trimit, am să le leg aici înapoi în pungă, să le trimit ce am primit eu aici și să-mi spună ei păreri, pentru că nu pot, nu le suport, nu ca, ca forța aromei, ci ca compoziția aromei. Și o să vă arăt imediat parfumurile și parfumuri arăbești pe care le am pe aici, sau din zona asta, Arabian smell, să zicem, cu care mă împac foarte bine. Imediat revin. Ei, parfumuri de-astea, dacă vreți, arăbești, care vin cu inspirație din zona Orientului Mijlociu, este acest brand, Testament Collection, pe care îl găsiți la Niche Scent. Și astea sunt puturoase rău, vreau să vă spun, dar nu. Acum vreau să vă spun că par chiar că mi-alină senzația de dinainte. Și mai este un brand foarte mișto pe care îl găsiți la Niche Parfumerie, Jeroboam. Ca să nu zic prostii, am avut niște mostre, dar eu le-am încercat și le-am mai dat și altora să încerce. Imediat vă spun, ca să nu vorbesc prostii. Jeroboam, parcă, Jeroboam Perfume, da, Jeroboam sunt, pe care le găsiți la Niche Parfumerie și acelea vin tot din zona aceasta de inspirație orientală, dar, na, acolo există un parfumier, există o experiență și există o validare, astea sunt parfumurile, așa, pe care le-am purtat cu foarte mare plăcere. Da, și alea putroase, pentru că mi-aduc la aminte la un moment dat
Eram eu aici în cameră, era soțul meu undeva pe hol și a simțit de pe hol cum eu m-am dat cu un singur fus din acel sample. Dar nu era intoxicant în sensul cum am simțit la mai geisha. Chiar vorbeam cu o persoană care mă mai consult așa pe partea asta de parfumerie și spuneam, știi ce am să fac? Iau o pauză și o să le miros undeva prin ianuarie-februarie din nou. Și până atunci aparte vin și ei cu o clarificare, deși nu mi se pare încă onest din partea lor ca brand de cosmetice, ca oameni care au construit acest business, mai ales că sunt și de aici din România, să nu scrie negru pe alb, să dea un comunicat de presă în care să spună ok, parfumurile noastre sunt făcute în Dubai la fabrica Bulinuță SRL, Manciuca SRL, parfumierii sunt Ionuț Popescu, Florinela Micșulescu, care fac parte din, nu știu, că fac parte din Givaudan, din cine știe ce. Nu mi se pare ok. De-aia nu am nici suficientă siguranță. Acum, mai ales după ce am avut și reacția asta, nu am siguranța de a le purta. Și cu asta sper să răspund întrebărilor care au venit din partea voastră legate de My Geisha. Am văzut că ei acum merg pe un sistem de franciză, adică cine vrea să-și deschidă magazin, iau de la ei toată partea de logistică, cum se organizează și așa. Și magazinele arată foarte fancy, foarte... am văzut doar din poze, n-am ajuns să le văd. Însă este multă formă fără fond. Iar aici o spun pe fapte, adică atât timp cât până la ora asta am primit PR kit, dar mă așteptam măcar în PR kit să fie un document acolo, o hârtie pe care să scrie informații despre aceste parfumuri și tot nu există. Nu prea am ce să spun. Și îmi pare rău. Îmi pare rău când există asemenea afaceri. Sunt convinsă că ele sunt pornite într-o chestie bună. Pe de altă parte, da, ei fac bani în momentul ăsta și au un succes comercial, pentru că este și promovat foarte bine, se folosește un capital de imagine ale unor vedete din zona de muzică și totodată se folosește foarte mult acest principiu de bling-bling-uri, de monden, dar nu știu ce, care în continuare la consumatorul român prinde foarte bine. Este exact practic ceea ce se întâmplă și în afară. Gândiți-vă la Kim Kardashian, care în momentul când punea un borcan cu vitamine, am înțeles că a fost o promoție și în câteva ore vitaminele acelea erau sold out în toată America, cam pe modelul acesta încearcă să meargă și ele. Până la urmă, consumatorul alege ce face cu banii lui. Ai 400, 500, 600 de lei, vrei să le dai pe un parfum, ai de ales. Fie dai pe un parfum, chiar eu să văd cât costă un parfum My Geisha. Fie dai pe un parfum, ceva m-a arătat aici, Testament de la Niche Scent, fie Jeroboam de la, mă refer dacă vrei pe linia asta mai orientală, de la Niche Parfumerie, fie îți iei ceva de la Tom Ford sau îți iei ceva de la My Geisha, să-ți vedem cât costă parfumul ăsta de la My Geisha, că nu m-am lămurit încă despre prețuri, pentru că până la prețuri mă interesa partea de... de corectitudine a acestor parfumuri și de siguranță. Văd aici că un cannabis de parfum 340 de lei, oil de parfum de cannabis 240 de lei, Luxury Edition Glamorous 360 de lei. Dacă e să mă întrebați mine, sunt mult prea scumpe, 360 de lei. Powder, deci acesta Luxury Edition Powder scrie 360 de lei. Chestia aia 360 de lei? Really? Ok. Nu este problema celui care cere, este problema celui care dă. Este ca și legislația la noi, este destul de, relaxată. Adică tu poți să vinzi produse parfumante sub titulatura de parfumuri, că nu vine nimeni. Adică și eu dacă astăzi, eu, nu știu, Adults Only, stăți așa, uite, vreau să mă uit la seria asta de Adults Only din care am primit și eu For Play-ul, 370 de lei, serios. Da, în fine. 370 de lei, 100 de mililitri. E mult pentru ceea ce este. Și-ar merita prețul dacă am ști măcar cine este, că plătește normal și numele parfumierului. Da? Deocamdată știu că doar sunt niște parfumuri făcute la o fabrică din Dubai. Legislația permite, uite, dacă eu, de exemplu, astăzi, să zicem, am
niște zeci de mii de euro, îmi găsesc și eu o fabrică care să-mi facă niște produse de acest gen, bag în, cum se cheamă, în ambalaje, eventual fac un contract cu o vedetă care să-mi facă endorsement și e posibil să am succes. Nimic de zis, da, trebuie să te agiți, să împingi în față. Ei sunt prezenți de câțiva ani pe piață cu acest brand, că de aia zic că mi-au stârnit curiozitatea și mi-au stârnit-o, vă spun, foarte pozitiv, adică, wow, în sfârșit cineva la noi scoate parfumuri, le-am mirosit pe la acele târguri, dar nu-mi plăcea ceea ce miroseam, iar acum da, am rămas la aceeași chestie. Concluzie, undeva prin ianuarie-februarie o să mai fac o tentativă de încă o mirosire, o să mai cooptez pe vreun cum se cheamă, un pasionat de parfumuri care mai ține legătura sau mai mulți, să ne dăm așa un pic cu părerea, pentru că da, hai să nu zic acum, something is fishy. Da, ei vor scoate într-adevăr parfumuri cu un parfumier validat și toate alea, dar tăc, 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 că au trecut un an, 2, 3, 4, 5, știi, și lucrurile astea se vând și, atenție, un parfum de la se vândă cu 340 de lei și să se vândă ca și parfum de lux. Nu știu, adică dacă ok, legea nu spune nimic, măcar publicul cunoscător. Acum, dacă ei se adresează în special publicului care este doar consumator de parfum și îi se fulfăie, că așa și pe piața de produse alimentare, am văzut din ce în ce mai mulți blogger și influencer că laudă tot felul de produse alimentare care numai bune nu sunt. Și de aia zic, dacă până acum câțiva ani încă era ok, suntem într-o epocă în care se întâmplă niște bulversări mari în care trebuie să devenim din ce în ce mai conștienți că nu e ok să comunicăm atâtea lucruri care nu sunt utile, numai că sunt utile, sunt chiar toxice. Bun, asta a fost vlogmasul, cred că al cincelea, să-ți că mi s-a stins becul. Mi s-a stins becul. Și am avut albastră, mamă. Efectele, e semnat că mai așa bine. Mi-a stins becul, a luat curentul. Cred că nu mai avem curent. În fine, până acest timp. Eu sunt obișnuită, nici nu m-am speriat, pentru că am trăit o copilărie întreagă cu chestia asta, cu se lua curentul. Ce să vă zic, sărbătoriți Crăciunul într-un fel autentic, adevărat și aproape de sufletul vostru.